Antonio, în primul și în primul rând, bine te-am găsit. Bine te-am găsit. Bun, dragilor, pentru cei care vedeți acest material cu Antonio, Antonio deja a trecut prin start în bac, prin pregătirea alături de mine și ne-am văzut astăzi să ne povestească cum a fost pentru el toată pregătirea alături de mine, cum mi s-a părut și, în primul rând, ce notă a reușit el să ia în bac. Păi, la român am luat 9,05 Da, la excelent. și media generală 9,26. Ok. A fost foarte greu înainte de start în bac. Nu înțelegeam materia foarte bine. La clasă ne era explicată, dar nu pe înțelesul nostru era foarte greu. Profesorii vorbeau mai mult în metafore cu noi. Voi aici vorbiți foarte clar, pe înțelesul tuturor. Asta e cel mai important și întotdeauna nu ne dați lucruri motamo de învățat, decât anumite chestii. Atât. Excelent. Ani, curent, dar putem adapta noi. Super tare. Un lucru foarte important, start în bac nu e doar un curs, e mai mult decât un curs pentru că sunteți un fel de partener, sunteți partenerii noștri, nu sunteți profesori, nu v-am văzut niciodată ca pe niște profesori, ca pe niște frați mai mari, atât. Deci n-ați fost ca niște profesori. Și încă o chestie foarte importantă, diferă foarte mult de o meditație standard. Ok. Asta este cel mai important. Deci nu avem doar 2 ore pe săptămână. În total sunt 6, pentru că sunt 3 webinarii, dar Da, șase sunt pot mai să multe fie și mai ședințe. mult. Mai Da. multe ședințe, dar teoretic o ședință durează 2 ore. Practic poate dura și 3. Și asta până la ore târzii, 9 jumate, chiar 10. Da. Nu, la start în bag nu există ceas. Deci nu stăm pe Asta e ceas. cel mai important. Nu se stă pe ceas. Ok. Și meditațiile sunt înregistrate, webinarele sunt înregistrate și în Hai funcție că de programul o luăm pe rând, o luăm pe rând acum, Antonio. Deci, în primul da. rând, tu ai luat 9 excelent în bac la română. Ce notă ai Da. luat în simulare, Antonio? 5. Ok, deci de la Nota 5 la 5. nota 9. De la 5 la nota 9 și acel 5 a fost o mirare și pentru mine, pentru că nu mi-am dat silința. Dacă am văzut că nu știu la subiectul 3, am zis fiind și simulare, la compunerea argumentativă n-am scris al doilea argument, nici Da. concluzia. La subiectul 2 am scris o definiție a didascaliilor, deci nu știu cum am luat acea notă, inclusiv am greșit și la sforțări. Da. Nu știu cum a putut să scoată 5, dar asta a fost și m-am ambiționat. Mi-am schimbat și facultatea și am zis că trebuie să mă duc undeva și acolo între media. Și am zis că start în bac e cea mai bună opțiune. Și te-ai Și înscris chiar a la fost. noi. Da, a Super fost tare. în martie, Martie. 20, pardon, 19 martie, primul webinar. Mamă, zici și minte data, super. Da, asta, da, și prima operă, Moroveții, o țin Foarte minte, tare. da, Foarte tare. o țin. Ce părere au avut ai tăi în momentul în care le-ai spus că vrei să te înscrii la pregătire online? Cum li s-a părut lor și cum i-ai convins, Antonio? O părere foarte bună, te știau ai mei de pe internet Ok. și au avut o părere foarte bună pentru că tot la fel și-au dat seama că diferă foarte mult de o meditație standard și au zis că e foarte ok, s-au uitat și ei pe materiale, le-am arătat webinarul înregistrat, cel care se dă atunci la început, și au zis că e o alegere foarte bună și m-au susținut. Deci le-a plăcut ideea maxim. Super tare. Super tare. Bun, Multe dacă ar fi să avantaje dai sunt în start în bac. Multe multe avantaje. avantaje. Deci Dacă ar nu fi pot să să dai le timpul spun pe toate. înapoi, te mai înscrii încă o dată? Dacă ar fi să dau timpul înapoi, m-aș înscrie mult mai devreme, de la începutul anului. Ok. Chiar și pentru cei care veți admiteri, chiar dacă dați la o facultate unde vă trebuie admiterea, cu start în bac puteți învăța și pentru admitere, dar și pentru bac. Și mai ales apucați-vă din timp din septembrie. Nu chiar din prima săptămână de a 12-a, din a doua. Vă puteți apuca ușor, vă zic că dacă luați o operă pe săptămână, de 3 ori puteți să le faceți bani la bac. Super Deci tare. asta era. Deci chiar m-aș înscrie și dacă s-ar putea și din vacanța de vară, pentru că e foarte, foarte bine. Nu Excelent. e imposibil să nu înțeleagă cineva la start în bac ceva, să nu ia Excelent. bac. Dacă ar fi să-i Deci asta. schimb un cuvânt, Antonio, start în bac, cum a fost pentru tine? Sincer, Da. minunat a fost pentru Minunat. că a fost ușor. Foarte multe
foarte multe trucuri ca să evităm acest stres înainte de bac, acest învățat foarte greu și asta a fost minunat. Adică am descoperit un alt mod de a învăța. Mai ușor. Mult mai ușor. De ce? Pentru că explicați mult mai bine. Super tare. Mulțumim din suflet, Antonio. Da. Antonio, mulțumesc tare mult. Dacă și tu vezi videoclipul ăsta, ești elev, ești părinte și vrei să lucrăm împreună pentru BAC sau evaluare națională, dă click pe butonul de mai jos, completează formularul și hai să vorbim împreună să vedem dacă te putem ajuta și pe tine să treci de la nota 5 la nota 9 sau de la ce notă ești tu la ce notă poți să ajungi. Antonio, îți mulțumesc și Și oficial eu din vă part la mulțumesc. Bac. BAC. Excelent. Bac. Antonio, mulțumesc frumos! Și eu îți mulțumesc mult.